ziua! Bună ziua! Astăzi o să pregătim pentru dumneavoastră o nouă rețetă de tort. După cum mulți dintre dumneavoastră ați văzut, în episodul 4 al emisiunii Bake Off România, sezonul 1, a fost la proba tehnică prăjitura mus proaș șocolat. Eu am să o pregătesc pentru dumneavoastră în varianta mea. Mus înseamnă spumă, da? Mulți dintre știu lucrul ăsta. Este vorba de spumă de ciocolată, în care, în mod normal, nu se pune unt. Deci, o adevărat spumă de ciocolată nu prea are ce căuta untul. O să pregătesc fără gălbenuș de ou, pentru că va fi mult mai accesibil să o pregătiți și o să vedeți cât de ușor este și de consumat și mai ușor de preparat. Începem cu blatul de cacao care se pune în jos la baza prăjitură. Pentru realizarea lui avem nevoie de 50 de grame de ciocolată neagră, 50 de grame de unt, 82% grăsime, 35 de grame de făină, 65 de grame de zahăr, o jumătate de lingură de cacao, un praf de sare și un ou. Primul pas pe care îl facem este să punem ciocolata și untul. Untul îl punem aici pe baie de abur să se topească. Ciocolata cu untul s-au topit pe baie de abur. Le lăsăm puțin să se răcească și trecem la pasul următor. Mixăm oul, praful de sare, așa. Și acum adăugăm și zahărul. Îl mixăm bine până își dublează volumul. A topit zahărul, da. Și acum adăugăm ușor ciocolata cu unt, dar să nu fie fierbinte. Da. Așa. Amestecat și ciocolata topită cu unt în ou. Amestecăm cacao cu făina. Și o adăugăm aici. O amestecăm ușor și pe aceasta. Mai amestecăm ușor cu o paletă. Este gata compoziția. Și eu am aici pregătit o tăviță cu diametru de 16 cm. Tapetată cu hârtie de copt. Punem în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 20 de minute. Este gata blatul pentru prăjitură. Așa arată. Îl lăsăm să se răcească în tavă. Pentru spuma de ciocolată neagră avem nevoie de 60 de grame de ciocolată neagră, 10 grame de zahăr brun, mai avem nevoie de 35 de grame de lapte, 30 de mililitri de coniac, 2 foi de gelatină și aici am 260 de grame de frișcă din care o voi bate pe toată, o voi mixa pe toată și voi folosi la prima cremă doar 90 de grame. Restul vom folosi la celelalte două tipuri de spumă de ciocolată. Primul pas pe care îl facem este să punem ciocolata neagră pe baie de abur la topit și să, între timp, să topim zahărul brun în lapte, iar laptele să îl încingem, să fie fierbinte în momentul în care îl vom adăuga peste ciocolata topită. Ciocolata pe baie de abur și acum adăugăm laptele fierbinte amestecat cu zahărul brun. Amestecăm bine să se omogenizeze compoziția. Amestecat, da, bine. Acum lăsăm la răcit să fie puțin călduță în momentul în care vom pune gelatina, nu fierbinte. Dumneavoastră puneți gelatina când este mai fierbinte, riscați nici să nu gelifieze cum trebuie și să facă cocoloașe în momentul în care o puneți. Mixăm smântâna lichidă pentru frișcă. O să vedeți, nu trebuie mixată foarte mult, nu trebuie să fie o frișcă foarte tare. E puțin moale pentru realizarea spumei de ciocolată. O punem la frigider și o folosim în momentul în care avem nevoie. Iau două foi de gelatină și le pun în apă rece pentru 5 minute. S-a înmuiat gelatina, au trecut 5 minute, am stors-o de apă. Pun și coniacul peste ea, pun pe baie de abur, da? Și aștept, amestec ușor și aștept să se topească. S-a topit, uitați. Și acum punem peste ciocolata, amestec bine, să se omogenizeze acest amestec. S-a omogenizat amestecul și acum, din cele 260 de grame de frișcă lichidă bătută, am luat 90 de grame pe care o încorporez încet aici. O
decorat frișca, așa arată compoziția. Și acum ne ocupăm de montarea primei părți a tortului nostru. Am aici forma cu perez detașabil pe care, atenție, am îmbrăcat-o pe margini cu hârtie de copt. În mod normal pentru acest tip de prăjitură se folosește folie de acetat, dar nu se găsește pe piață, da? Decât în magazine de specialitate online de obicei. Și atunci eu folosesc pentru dumneavoastră hârtie de copt ca să vedeți că se poate și așa, dar într-adevăr poate să nu iasă marginea uneori perfect. Pasul următor, tai puțin marginea, suprafața mai bine zis, da? Uniformizez și această parte dreaptă, vin cu ea și o așez în tava noastră. Atenție, îl așezați ușor pentru că el se poate fărâma, e foarte sensibil. Așa, și adăugăm spuma de ciocolată neagră. Finisăm, băgăm la frigider pentru cel puțin un sfert de oră. Pentru spuma de ciocolată cu lapte avem nevoie de 70 de grame de ciocolată cu lapte. Am cântărit aici 35 de mililitri de lapte și mai am aici separat încă 30 de mililitri de lapte. 90 de grame de frișcă bătută și 2 foi de gelatină. Primul pas pe care îl facem este să topim pe baie de abur ciocolata cu lapte și între timp până se topește ciocolata o să încingem aceste 35 de grame de lapte. S-a topit ciocolata cu lapte și adăugăm laptele fierbinte. Amestecăm să se omogenizeze bine compoziția, da? S-a omogenizat amestecul. Acum îl lăsăm să se răcească, la fel procedăm ca și la prima spumă de ciocolată. Punem cele 2 foi de gelatină, la înmuiat în apă rece, 5 minute. S-a înmuiat gelatina, o stoarcem bine de apă, adăugăm cei 30 de mililitri de lapte și amestecăm. S-a dizolvat gelatina în lapte, o turnăm peste ciocolata care între timp a devenit călduță, nu mai este fierbinte. Amestecăm bine, nefiind fierbinte, e doar foarte puțin călduță. Putem să venim și cu frișca, o încorporăm și pe aceasta, ușor, da? Și aceasta va fi spuma de ciocolată cu lapte. Omogenizat, cum adăugăm spuma de ciocolată cu lapte și băgăm din nou la frigider pentru aproximativ o jumătate de oră. Putem spuma de ciocolată albă, o să avem nevoie de 90 de grame de ciocolată albă pe 35 de grame de lapte, încă 30 de mililitri de lapte, puțină esență de vanilie, restul de frișcă bătută, adică 80 de grame și mai avem nevoie de 2 foi de gelatină, da? Primul pas pe care îl facem este să topim pe baie de abur ciocolata albă și între timp să încingem ce 35 de grame de lapte. Ciocolata albă s-a topit și acum venim și adăugăm laptele fierbinte, da? Cele 35 de grame. Vorăm ușor. Am omogenizat amestecul de ciocolată albă și lapte și lăsăm la fel să se tempereze, da? Să ajungă la o temperatură călduță, să nu fie fierbinte. Acum punem cele 2 foi de gelatină, la fel în apă rece, să se înmoaie pentru 5 minute. S-a înmuiat gelatina, o stoarcem bine de apă, adăugăm cei 30 de mililitri de lapte și amestecăm până când se dizolvă gelatina. Și acum o adaug peste ciocolată, amestec bine să se omogenizeze. Și apoi, verific fiind foarte puțin călduți, pot să vin și cu frișca. Da? Nu dintr-o dată, în 2-3 trepte. Acum, după ce am adăugat frișca, adaug puțină esență de vanilie. Și adăugăm spuma sau crema, cum vreți să o numiți, de ciocolată albă. Și băgăm din nou la frigider, de data aceasta, pentru aproximativ 4 ore, da? Gata, a sosit momentul adevărului. Desprind ușor
tăvița aceasta. Trebuie să fim atenți, da? Să nu stricăm marginea. Și acum încercăm să desprindem fără ca să stricăm ceva pe margine. Acesta este tortul la final. Eu m-am folosit de un șablon pentru a desena o mică floare din cacao. Puteți să faceți orice improvizație doriți, să-l ornați cum doriți dumneavoastră, da? Și acum îl tăiem să vedem ce se întâmplă. Să gustăm, da. Sigur că da, Andrei este nerăbdător. Nu se sfidă, gata, nu s-a scutit. Ia uitați ce frumusețe de tot. Vedeți? Vedeți ce frumos este? Și pe cât de frumos este, pe atât de gustos e acest tort, să știți. Și nu este greu de făcut dacă urmați pașii corect. Acum Andrei este nerăbdător. Da, ia, te rog frumos să guști. Așa. Ia spune-le tu. Cum? E bun? Da, e bun. Îți place? Da. Bravo. Mult sau puțin? Mult. Mult și puțin. E bine așa. Da. Dragii mei, acestea fiind spuse, ca de obicei eu vă spun spor la treabă. Poftă bună la final! Puteți să intrați pe blogul meu, christincuisineblogspot.ro, unde veți găsi acolo explicații foarte în detaliu ale rețetei acesteia și alte rețete, bineînțeles.